Salut tuturor, eu sunt Răzvan Gogan, iar astăzi o să facem un nou vlog și anume o să reacționăm la piesa SOS de la Five Gang, împreună cu Andra. Așa că hai să începem. N-am mai făcut de multă reacție la piesa, da, știi? Cred că de anul trecut. Nu, deci nu v-a trecut, acum două veri. Acum două veri, oh. Wow, și ne place foarte mult să facem reacție, da. Așa că am revenit la trendul ăsta, iar dacă, dacă vă place... Dacă vă place, mai facem. Hai să-i dăm play. De ce trebuie să bagi? Femeia ta de târgare, nu sunt femeia ta. Stai. A trecut la gagica. La femeia, deci s-a dezvoltat. Exact, s-a maturizat. Foarte tare. Nu, mișto. Da, e amuzant, ok. Dar e amuzant că bagă mereu cu fata. De eu nu l-am încercat cu o fată. A trebuit, frate. Zic și eu. Hai. Aduc zahăr cu gustare și echipa merge acolo. Aduc zahăr. Aduc, stai, trebuie să ai băbăsuri undeva. Cred că ceva cu zahăr, zahăr și sare. Aduc zahăr, clubul sare. Eu am înțeles, tu pui sare. Zahăr, tu pui sare. Lol, aduc zahăr, deci erau ce zahăr? Clubul sare sau clubul sare îți dai de mâncare? Știi ce zic? Glumesc. Am ieșit la vânătoare. Ok, interesant de lucru. Am fost cu buscare și echipa mea. Am ieșit la vânătoare. Gol 1-0, Gică Hagi. Club ochii pe mine, paparazzi, totul ma... Băi, autotune-ul, refrenul e mișto. Dar autotune-ul ăsta de multe ori, dacă nu-l folosești bine de tot, strică un pic și, de exemplu, ce pe strofă nu e așa de mișto, după părerea mea. Da. Dar pe refren a sunat ok. Refrenul chiar e ok. Sună ok. Agice mată la hotel și Uber-ul ia la cancer. A dormit studentă și s-a trezit din fuză. Căciul nu mai fie. Interesant. Cadrul ăsta în care merg cu mașina și aici e gris pe spate. Nu? Băi, nu, gen... Gen... Calitativ în studio, încât... făcut așa, asta numai că... Asta arată prost. Aici putea să facă mult mai bine. Da. Adică chiar putea să găsească ceva mai interesant pe net, să filmeze ceva, dar asta se simte direct că e făcut așa, știi? Dar gen, tot clipul e foarte mișto în afară de chestia asta. E calitativ, măcar partea bună e că și-a crescut lumea calitatea pe YouTube, da. Cât de cât. Adică au început arată din ce în ce mai bine și asta e super.